Deci îmi dați voi centru. De ce nu dați voi? Deci, domnule, eu trebuie să achit o factură. De ce nu am drept centru? Nu, am înțeles că afară așa. Cum că? Cărciuri afară, dar copil să vă așa, să-mi las afară? Dar nu-mi permiți, poți să-mi las cărciuri afară. Cum comentați? E un oficiu public, da, înțeleg. Și tocmai de asta trebuie să-mi dați voi. Care e problema? Nu înțeleg. Deci nu sunteți obligați că eu să pot intra în patiu? Nici eu sunt aici să am băut ce-i părădă când intră în patiu. Dar nu deschid ușile cuiva sau cuiva. Eu n-am dreptul. Dar de ce nu sunt cetățean de rând și eu? Nu, de ce cetățean? Eu n-am... Mă ia de la cea prin poli, părmași? Dar ce întreb că în scoasă de cineva? Ce-i părădă, gata. Da, 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 când o persoană s-a intrat... Asta nu e mie. Deci aș dori să vorbesc cu administrație, cineva din administrație să-mi luăm reacție. Cum comentați așa caz? Deci eu trebuie să-mi las copilul acasă și să vin să achit? Eu trebuie să ies la tine. Deci da, domnule, dar aici e un serviciu destinat, serviciu public. Deci de ce eu nu pot intra cu copilul? Asta eu nu înțeleg. Copilul intrați, eu nu zic cum intrați. Deci da, dar cărucior, ce? Aveți cineva care să aibă grijă de cărucior? Nu pot intra în tine, domnule. Trebuie să-mi deschideți ușa, nu? Deci eu aș dori să vorbesc cu cineva din administrație. Așa ceva nu e posibil, nu e tolerant. Cum o persoană cu copil mic, o mamă cu copil mic nu poate intra într-o bancă? Luați copilul în braț și intrați. Deci acestea sunt servicii destinate publicului. De ce eu nu pot intra cu copilul? E inadmisibil așa ceva. Deci dați-mi carte de reclamație, eu vreau să reclam cazul ăsta. Cartea de reclamație trebuie reclamată, așa cazuri în tot orașul mă se întâmplă. Iată, eu cu copilul mic trebuie să stau practic acasă, nu am nici un drept să merg la o farmacie, la magazin, la nimic. Cum copilul? Plângi copilul? Am eu copilul, iată, domnul nu-mi dă voi sunt. Cine nu-mi dă voi? Eu nu-mi copilul și face. Dar care-i problema? De cine-i permiți? Eu am spus să-mi copilul în brață. Deci, dar cărciorul... Eu nu deschid nici ușnic, ușa iese deschid. Dar ușile sunt programate pentru a se deschide. De ce dumneavoastră nu puteți deschide o ușă? Nu înțeleg. Eu n-am drept să deschid o ușă. Eu ușa de aici la fost. Nu... Da, dar dumneavoastră să spuneți de ordinea publică de aici. Dar să deschideți ușa asta, să cărciorul. Cum deschide ușa? Nu se deschide. Haideți să încercăm dacă nu se deschide ușa asta, să vă arăt cum se deschide o ușă. Dumneavoastră nu știți, stați aici, sunteți om care duceți cont de... Și nu știți să deschideți o ușă. Dacă vine o persoană cu dizabilități, cum faceți dumneavoastră? Spuneți-mi. Eu și asta, eu în braț sau nu? Da, da, dar vine o persoană cu dizabilități, cum procedați? Îl lăsați afară și spuneți facturile să le achite cum? Prin internet? Imposibil, iată, vedeți așa casă. Vină, mamă, vină, picia, mamă, tu plângi, dar pe mama, trebuie să ne luptăm cu toată injustiția asta, nu? Vină. Iată, trebuie să iei copilul în brațe. Să lași căruciorul afară, dar dacă copilul doarme, de exemplu, și e mic, cum se procedează, spuneți-mi. Că multe ori copilul doarme în cărucior, eu nu pot intra. Vină. Deci dumneavoastră stați să aveți grijă de căruciorul meu? Da, o să vă uitați dumneavoastră, da? Și veniți și să vă arăt cum se deschide o ușă, dacă nu știți dumneavoastră. Eu n-am dreptul deschide. Cum n-aveți dreptul? Dumneavoastră aveți dreptul să asigurați mersul lucrului normal. Da, vine o persoană două pe zi, domnule, chiar puteți să faceți actul ăsta, chiar nu e așa de greu. Eu n-am un copil, eu n-am un copil, eu n-am un copil. Dar ușile se deschid, doamne, de ce nu pot intra cu cărciorul? Iată, vedeți că ușile se deschid. Pur și simplu, iată, oamenii noștri nu pot...
Deci asta e toată prostia omenească. Oamenii la noi nu vor, dacă omul merge și se simte bine și poate merge în două picioare, atunci e perfect. Dacă el stă în cărucior sau are un copil în cărucior, atunci e imperfect și trebuie să stai acasă. Asta e toată concluzia mea. Nu că nedavnă, eu toată ea n-am venit aici și problema asta m-a văzut. Nu, spuneți, doamnă, eu cunosc, tare bine, eu plătesc facturile și la dumneavoastră. Eu asta iarnă fix așa mi s-a întâmplat. Были другие, я вам говорю, полностью сменили охрану. Ну, doamnă, вы грешите самарно. И что вы предлагаете мне? Заходите, здесь надо послать масурь. Gata, gata, picina, mergem.